dar jegosul, fiind jegos, mi-a băgat o cioacă în coaste, lovitură nepermisă. N-am mai ținut cont de nimic, m-am ridicat cu doi pe mine și l-am pugnit pe jegosul drept în stomac. Lovitură urmată de doi pumni în brațul drept. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, omul e în esență un animal. Sigur, nu mai trăim în junglă. Am învățat să ne facem unelte, să facem focul, am dezvoltat limbaje, mașinării complexe și tot felul de gadget-uri și mai nouă aplicații. Dar puși în situații extreme regresăm. Ne întoarcem la instinctele de bază, animalice, cele care ne-au ajutat atunci când eram foarte vulnerabili. Unul din aceste instincte este cel de supraviețuire, cel mai important. Pus într-o situație extremă, vei reacționa într-unul din două moduri. Vei fugi sau vei lupta. Și asta este valabil pentru toate animalele, inclusiv oamenii. Sunt anumite momente în care partea primitivă a creierului nostru preia controlul, încercând să ne protejeze, dar câteodată efectul e exact invers. Imaginează-ți că ești pe punctul de a te încăiera cu unul și în acel moment creierul se scurcircuitează și te blochezi, nu mai poți reacționa, îți tremură tot corpul și picioarele te lasă, îndemnându-te să te ghemuiești la pământ. Am pățit-o și eu de câteva ori, prima dată într-un moment nu tocmai potrivit, când mă pregăteam să-i aplic lui unul o corecție. Dar hai să o luăm cu începutul. Ne întoarcem în copilăria mea, undeva prin clasa a treia. La câteva luni după prima mea bătaie, găsiți povestea aici, undeva pe sus. Și înainte cu un an și ceva, de povestea cu Miții, Caponaru, Saro, Grasu și ceilalți din grupul lor. O găsiți și pe asta aici, undeva pe sus. Da, frate, trecuseră vreo 2-3 săptămâni de la bătaia mea cu Șoldi. Și încet, încet, lucrurile au revenit la normal. La câteva zile, a început jegosul să se ia de mine. De ce l-ai bătut pe Șoldi? El a vrut să ne batem, nu eu. Ai avut noroc, prostule. Te bați cu mine? Nu mă bat. Tot cilar proșești. Urmau 2-3 palme peste ceafă și câteva înjurături și încet încet au prins curaj și Naltu și Șoldi, care acum erau de nedespărțit cei mai buni prieteni. Veneau amândoi la mine. Ai mâncare, mă? Am două sandvișuri. Și ce aștepți, mă? Nu vezi că mi-e foame? Acum le scot. Ce prost e, Nalte. Cum dracu te-a bătut leșinatul ăsta? Eram răcii, mă, m-am și împiedicat. Șoldi. Bă, eu acum știam că pot să-l bat pe Șoldi, probabil și pe Naltu, dar preferam să nu-mi fac probleme. Întotdeauna am fost o fire mai calmă. Încercam și speram să se rezolve totul pașnic. Plus că erau mereu împreună, nu se luau de mine singuri. Și jegosul abia aștepta să sară și el pe mine. Erau ca o haită de lup pregătiți de măcel. Și așa am mai trecut o lună, două. Nu era zi în care să nu primesc 2-3 palme de la jegosul sau de la Naltu și Șoldi. Plus că trebuia să-i și hrănesc pe ăștia, că altfel mi-o lua mai grav. Dar oricât de calm, timid și pacifist eram, aveam și eu o limită. Și paharul era aproape plin. Mă apropiam de moment în care creierul meu primitiv preia controlul. Vroiam din ce în ce mai tare să ripostez, să dau cu ei de pământ, dar mereu mă gândeam. Dacă sar toți trei pe mine, dacă află învățătoarea, dacă mă bat pe urmă mai rău, tot felul de gânduri, frate. La un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat, dar băieții din clasă au inventat un joc. Jocul era simplu, erau două echipe care se alergau și băteau între ele. Regulile erau și ele simple, fără lovituri cu picioarele, cu capul, fără lovituri la față, la ouă, fără zgârieturi, tras de păr și mușcături. La început, echipele erau formate din Jegosu, Naltu și Șol dintr-o tabără și Diliu, Menghină și Oaie în cealaltă tabără. Echipa lui Diliu cam lua în freză, așa că Diliu mai trișea puțin. Ai rupt tricoul, prostule! Ios Diliu, Ios Diliu, bă! Nu e corect, Diliule. Nu ne mai jucăm. Mă rupe mama cu bătaia, mi-ai rupt tricoul! Mai dă-te, dracu! Am încălcat vreo regulă? Da-mă să ți-l rup și eu! Eu porți drențe ca tine, ieși că te bat! Bă, Diliule, fără haine rupte de acum. Bine, mă, așa facem. Și ce a făcut Diliu? A recrutat noi oameni. În scurt timp, în echipa lui Diliu erau 7-8, ceilalți tot 3. Nimeni nu vroia în echipa lor. Jocul se transformase în pradă și prădători. Diliu cu ceilalți alergau, ei fugeau în baie și acolo se dădeau lupte grele, din care mereu ieșeau învingători Diliu, Menghină și compania. În afară de Kitzerman, eu și încă vreo doi băieți mai plăpânzi așa din primele bănci, toți băieții participau, până și Asu și Căpățână. Hai și tu, Gigi. Hai, meștere! Nu, mă, nu-mi place. Ți-e frică, mă? Ești femeie? Nu, mă, da. Hai, Gigi, ăia sunt doar 3. Lasă-l, mă, e fricos. Bă, și să nu par un papă lapte și un fricos, decis să intru în joc, dar nu în echipa lui Diliu, în echipa lui Jegosu. Mi-era și milă într-un fel de ei. Vreau să mă dau și prietenul lor, să nu se mai ia ăștia de mine, plus că așa mi se părea corect, să-i ajut pe cei mai slabi. Dar, surpriză, frate, Jegosu, cu un zâmbet pe buze, schimbă tabăra, în timp ce mi-a arătat pumnul. Era clar, urma să fiu ținta lui, era în carne proaspătă. Începe bătaia și Naltu preia conducerea. După mine, la baie! Și fugim în baie. Strategia lor era simplă. Ne baricadam în baie, țineam de ușă și când mai trecea câte unul, îl luam repede în primire.
Asta până când cedam și intrau toți. Apoi ne feream cât puteam în timp ce ăștia ne creau cum în spate. Dar jegosul, fiind jegos, mi-a băgat o cioacă în coaste, lovitură nepermisă. N-a mai ținut cont de nimic. M-a ridicat cu doi pe mine și l-am pocnit pe jegosul drept în stomac. Lovitură urmată de doi pumni în brațul drept. A căzut secerat. I-am aruncat pe ea doi după mine și am intrat în ei ca în brânză, frate. Ajutat și de înaltul și șoldii. Ultimul rămas în picioare a fost Diliu. Gata, băieți, mă predau. Jocul se termină când se sună sau când ești la pământ. Aruncă-te la pământ, Diliule. Niciodată, eu-s Diliu. Ce tare dai. Gata, mă, mă pun, Diliu. Era o victorie nesperată, prima după o lungă perioadă de înfrângeri pentru ei. Eram ca un erou, se vorbea doar despre mine. Singurul nemulțumit era jegosul. Ce dai așa tare, prostule? N-am dat tare, mă. Vrei să dau și eu tare? Te bag în spital. Ce ai, mă, tu ai dat cu piciorul? Comentezi tocilare? Poate te bat. Ia încearcă, mă, mai dă-te în cara, sumeu. Șol din alte, ia veniți, mă. Și ăștia au venit. Se pare că joaca era joacă. Toți săreau toți pe mine. Stai în banca ta, romică. Ce ești prost, mă, ce dai? Ce aveți cu el? Ești mecher? Dă-te la mine. Nu, mă, da, da, tare prostul. Vii la mine în echipă, Gigi? Lasă-i pe proști ăștia. Bă, îmi surâdea ideea, dar am refuzat. Ce farbec mai era? Plus că vroiam să-mi testez puterea, forța, să fiu sigur că n-a fost doar o întâmplare. Și după 2-3 zile, timp în care am și pierdut, dar am și câștigat, mi-am dat seama că sunt mult mai puternic ca ei. Planul meu reușise. Șoldii și înaltul nu se mai luau de mine. Eu îi credeam prieteni, dar doar îi credeam. Îți place povestea? Dă și tu un like, frate, și un subscribe. Răspunsul la quizul de data trecută era ce, Don? Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Cu cine ne-am întâlnit la bar? A. Costel, B. Mutalanu sau C. Morlocu? Lasă răspunsul repede în comentarii, ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Îmi scot eu sandwich-ul cu parizeri și margarină când mă trezesc cu una peste ceafă. Era înaltul și lângă el Șoldi. Ce aveți, mă? Ce dracu? Bă, dar ești nesimțit. De ce, mă? Păi ne mănânci mâncarea? Îl vezi, Șoldi? Tot cilar prost. Bagi în tine ca spartul. Vrei și voi? Vă dau dacă vreți. Dă ăla mai repede că te bat. În momentul ăla, mă gândeam doar la pauza următoare. Mă vedeam cum trec în echipa lui Diliu și mă răzbun pe ăștia. Dar dintr-o dată îmi zboară ideea din cap, la propriu. Primisem două palme din fundul curții, una de la Șoldi, una de la înaltul. Mă uit la ei, râdea cu gura la urechi. Și în momentul ăla, paharul s-a umplut. Instinctul primar de supraviețuire a intrat în joc și n-a mai ținut cont de nimic. I-am izbit pe amândoi de perete și am început să le car pumni în timp ce îi înjuram și drăcuiam. Au încercat să riposteze, dar cum încerca unul ceva, cum le dădeam la joale. Aveam niște bocanje, ne-am prost în picioare, cu talpă tare și groasă. Le dădeam drept în tibie, de îngenucheam. Și am bătut la ei ca la fasole, frate. Era vremea răzbunării, ziua judecății pentru ei. Când simt o înțepătură în urechea dreaptă. Mă întorc, era jegosul, mă pocnise cu pumnul. Bate-te cu mine dacă ești mecher. N-am zis nimic, dar am făcut multe. Am măturat cu el pe jos, l-am făcut mai negru ca niciodată. Și pe alocuri roșu și albastru. Norocul lui că s-a sunat, că altfel ieșea și mai ciufulit. Dar frica de învățătoare era mai mare decât dorința de a rupe pe ăsta în bucăți. M-am simțit bine, frate, mă răzbunasem cu propriile forțe. V-am spus mai devreme că Diliu se băga pentru mine, dar nu era mereu în clasă și când era nu se băga mereu. Dar după treaba asta, i-am pus la respect, nu mai aveau tupeu să se ia de mine. Jegosul și-o mai încerca din când în când, dar ieșea mereu ciufulit. În fine, jocul cu bătaia în pauze a continuat și eu am rămas în echipa lor. Dar ni s-a alăturat și Diliu și cu el în echipă eram de neoprit, doar noi câștigam. Jegosul, acum lider de echipă, murea de oftică și după 2-3 zile i-a convins pe toți să nu se mai joace dacă joc și eu. M-au eliminat din joc. Au trecut Asu, Căpățână și Menghină în echipa lui Diliu să fie mai echilibrate și au continuat joaca. Mai trec câteva zile și jegosul aduce pe unul, Petre, ăla din povestea cu Miții și Caponarul. Ăsta era cu un an mai mare și era vecin cu jegosul și Șoldi. Acum și ăsta dădea tare, că era mai mare. Și echipa lui Diliu cam pierdea mai mereu. Gigi, hai la noi în echipă. Nu mă lasă ăia, nu se mai joacă. Lasă-mă că și ei l-au pe Petre. Nu mă, fără prostul ăla. Te bagi, jegosule, ia-l pe Petre afară. N-au avut ce face și au acceptat să joc și eu. Dar nu începem bine, îl văd pe jegosul cum îi dă un cot în față lui Căpățână și îl lasă lat. Pe urmă Petre un picior în spate lui Asu. Mi-a dat cu piciorul, meștere, nu e voie. Taci mă, minte, n-am dat. Și sare la mine cu un pumn în mână. A dat tare prostul, cu sete. I-am întors și eu pumnul, la fel de tare. Am mai dat și el, și eu, și el, apoi am dat cât am putut, l-am aruncat peste catedră. Vine și mă ia de gât să sară la bătaie.
Dar apare Diliu și ia de două peste mufă. Ce faci, mă, încalci regulile? Nu, Diliule, da tare în mine. Tu n-ai dat tare, mă? Ai noroc cu ăsta că te umflam de pumni. Mă înjură ăsta și pleacă. Am continuat să ne jucăm, aproape în fiecare pauză. Și cum îi prindeam pe Jegosu și Petre, articulam bine. Se fereau toți de mine. După un timp, echipele s-au mai schimbat. Mulți au renunțat, printre care și Asu și Căpățână, resimțindu-se după pumnii primiți, și acum eram eu, Diliu și Menghină, versus Jegosu, Petre, Șoldi și Naltu. Într-una din zile a cedat și Menghină, rămăsesem doar eu și Diliu. Vine pauza și Șoldi, Naltu și Jegosu au fugit pe hol. Noi am crezut că fug spre baie, ca de obicei. Dar când am ieșit pe hol, ne-am trezit cu ei în spatele nostru, ne așteptau după ușă. Ne-au cărat ei câțiva pumni, ne-am ridicat, l-a pocnit Diliu pe Jegosu de câteva ori în stomac și ăsta a fugit în clasă. Ios Diliu, bă, Ios Diliu! După a fugit după Șoldi și Naltu, care au luat-o spre baie. După ei, Gigi, repede! Dau eu să mă întorc, să mă duc după ei, când mă trezește la realitate, mare cum drept în ochi. Am văzut stele verzi, parcă auzeam și păsărelele cum cântau. Când mă uit, Petre râdea la mine în poziție de box. Am uitat să vă zic, ăsta făcea box și în ziua aia avea și bandaje de ale albe puse pe mâini, mă, boxeri. De ce dai mă la față și handicapat? Ăsta nimic, mai îmi dă una în figură. Azi e între mine și tine, fraiere. Era clar, totul era plănuit. Bă, și m-a cuprins o furie oarbă. Simțeam cum îmi urcă sângele în cap de nervi. Și l-am apucat pe ăsta cu mâna stângă de gât și cu dreapta eram pregătit să-l lovesc. Dar a început ochiul să lăcrimeze, fața să mă usture, că bandajele alea ce dracu erau aspre, mă zgâriase pe față, vedeam și puțin în ceață cu ochiul ăla. Și aș vrea să vă zic că l-am bătut până la sânge, dar nu a fost așa, frate. A intrat iar instinctul ăla primar de supraviețuire și m-am blocat. Corpul îmi tremura, picioarele mi s-au muiat, parcă mă îndemnau să mă pun la pământ. Eu încercam din răsputeri să trec peste, să-l pocnesc pe ăsta, dar n-am reușit. În schimb, mi-a băgat el 7-8 pumni în plină figură, până i-am dat drumul și a fugit. M-am dezmeticit și eu și m-am dus în clasă, în banca mea. Ești bine, Gigi? Ce ai pățit? Nimic, sunt bine. Te-a bătut cineva? Nu, lasă-mă, te rog. Și încep să plâng, frate, boceam ca o fetiță mică. Dar nu că luasem bătaie, de mers cum bătuse fraierul ăla. Când vine și Dana, o fată din clasă. Ce ai pățit? De ce plângi? Nu plâng. Ce a pățit? Nu știu, a venit de afară. Apare și Iris, colega ei. L-a bătut Petre. Te-a bătut ăla? De-aia plângi? Nu de-aia plâng. Acum știa toată clasa că m-a bătut ăla. Era și mai rău. În fine, mă liniștesc eu, trece ora și în pauza următoare vine Chițăr, mi-a râgât spre mine. Gigi, vine Petre să te bată. Eu zâmbeam, de-abia l-așteptam. Lasă-l să vină, dă-l în carasul meu. Nu, Gigi, vine cu Saro și Grasu. Cu cine? Ăia din clasă de la el. Îi știam pe ăștia, dar nu îi știam după nume. Acum ce dracu să fac? Am stat acolo. Și a intrat ăsta, cu Saru, Grasu și Blondu după el. Care e Petre? Prostul ăla de acolo. Vin ăștia la mine. De ce l-ai bătut pe ăsta? Nu m-a bătut, a încercat, m-a strâns de gât. Ăsta avea urmă roșie pe gât, îl strânsesem destul de tare. Saru, ne jucam, lasă-l în pace. Nu te băga, Diliule, n-avem treabă cu tine. Rai al dracu, te iei de ăsta? Și mi-ar de două palme. Nu m-am luat de el, el a început. Taci că te omor. Vere, lăsați-l în pace, ăla l-a bătut pe el. Așa e, Petre? M-a strâns de gât, uite ce mi-a făcut. El a dat în mine primul minte. Taci, prostule, te dai la mine? Gata, Petre, ajunge. Dacă te mai atingi de el, te omor. Ia ieșiți afară, mă, vrei să-l bat eu? Tu de ce vii la noi să te joci și pe urmă te plângi? Vezi cum vorbești, Diliule. Și tu ai grijă, să nu venim iar. Au plecat ăștia, Jegosu rânjea. Bănuiam eu că era mâna lui. Mai trec 2-3 zile și băieții au reînceput joaca. Era toată lumea refăcută. A apărut și Petre, chemat de Jegosu. Dau să intru și eu în joc, dar sar ăștia cu gura. Nu, fără Gigi. Fără prostul ăsta. Tași că te lovesc pe amândoi. Joacă și Gigi în echipa mea. Bă, parcă simțeam gustul răzbunării. Era aproape, o simțeam. Da, frate, și începem. Eu direct pe el, doi pumni în mână și mă ia de gât. Mare greșeală. Îl iau și eu, îi bag câteva la coaste, dă și el câteva și arunc cu el peste umăr. Se zgudie toată clasa cu el. Apare și Diliu cu un picior bine amplasat și lasă zvârcolindu-se pe jos. Diliule, nu e voie cu piciorul. Toașcă-ți după aia de pe tine și alta nu mai ai. După vreo 5 minute, l-au ridicat Jegosu și Șoldi de pe jos. Dacă vii cu ea iar, te bat în fiecare zi. Mie n-au ce să-mi facă, dar te rup cu bătaia. Bă, și n-a venit cu ea, dar m-a ținut minte. M-a ardea de fiecare dată când treceam prin fața clasei lui, mai pe șustache așa. Totul a culminat cu mine chemându-l pe Capunaru să le dea o lecție și într-un final l-a pus la punct și pe Petre, dar poveștile astea le-am spus deja. În viață nu câștigi mereu, sunt lupte pe care nu le poți câștiga, orice ai face.
și mecheria e să mergi mai departe. Plângi, suferi, apoi le lași în spate. Ți-a plăcut povestea? Apasă butonul ăla de like, frate. Lasă un comentariu, mă ajută foarte mult. Și dacă n-ai făcut-o, apasă și subscribe. Poate ne strângem 200.000 până la anul. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!